CSM București a ratat șansa de a-și apăra trofeul Champions League. Româncele au pierdut semifinala cu Vardar Skopje. Campioanele Europei au avut un început dezastruos de meci. Au înscris un singur gol în primele 8 minute, perioadă în care adversarele au punctat de 7 ori. Bucureștencele au încercat să se apropie pe tabelă fără succes, însă Vardar a marcat gol după gol, în timp ce Gulden și Carmen Martin nu au reușit să trimită mingea în poartă nici de la 7 metri. La 8 la 17, Per Johansson a cerut time-out și a izbucnit. If we want to go home, we go home now. I can ask the bus driver. Or we decide to fucking fight for the CSM culture. Okay? What do you want to do? What do you want to do? Reacția campioanelor României a întârziat să apară. Gulden a mai ratat o dată de la 7 metri, iar Vardar a avut chiar și un avantaj de 11 goluri. La pauză, macedonencele conduceau cu 21-13. În repriza secundă, Torstensson și Niombla au încercat să o readucă pe CSM în cărți. Nu a fost însă suficient, Vardar a înscris din toate pozițiile și s-a impus cu 38-33. Este destul de usturătoare și dureroasă, pentru că tot meciul am alergat după ele și am încercat să ne revenim. Nu știu, cu greu am trecut de 8 goluri, de nici nu știu, la un moment dat nici nu mai vreau să mă uit pe tabelă, știu că au fost mult mai multe goluri. Din păcate nu am reușit ceea ce ne-am dorit foarte mult. A fost ziua în care nu ne-a ieșit absolut nimic. Am început jocul foarte slab și tot parcursul jocului a fost foarte multe greșeli. CSM se va lupta pentru câștigarea finalei mici astăzi de la ora 16:15 în direct la Digisport 1.